Activitățile de cercetare ale lucrătorilor Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare cu privire la o agresiune comisă în cursul lunii decembrie au dus la identificarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Este vorba despre un băimăran în vârstă de 35 de ani care și-a agresat unchiul. Inițial, fapta a fost încadrată ca lovire sau alte violențe, însă întrucât s-a stabilit că victima are nevoie de peste 90 de zile de îngrijiri medicale, băimăranul este cercetat acum pentru vătămare corporală. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Și prezentat judecătoriei Baia Mare, care a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a bărbatului.